CSM Suceava s-a impus în sala Unirea cu scorul de 3-0 în fața celor de la Știința Bacău într-un meci care a contat pentru etapa 10-a din cadrul sezonului regulat. Gazdele și-au adjudecat primul set la o diferență confortabilă 25-16, iar următoarele două acte s-au încheiat identic, scor 25-19. Sasu și compania și-au luat astfel revanșa în fața băcăuanilor, care câștigaseră meciul tur în tie-break, scor 3-2. În ultima etapă programată în acest an, CSM Suceava va primi sâmbătă pe teren propriu vizita liderului la zi al clasamentului, Arcada Galați.